reușit să facă multe lucruri. Acele lucruri sunt doar pe hârtie. Ceea ce au făcut în realitate administrația Măriscu a fost să păgubească acest oraș, să-i păgubească pe cetățenii orașului, să-i mintă și să-i înșele. Și acum să vin la subiectul Raja. Domnul Mărescu spune că dânsul n-a fost de acord ca Raja să vină să opereze sistemul de apă din Megidia. Știe bine că a dus în faliment societatea Edilmed. Dânsul este cel care a semnat împreună cu Irina Roșca documentul prin care societatea Edilmed a intrat în faliment. Acum spune că nu știe subiectul respectiv, habar n-are de subiectul ăla și într-o dată constată că a venit Raja la Megidia și a mărit un tarif. Este corect să se practice același tarif de către un operator care este un operator regional. Este lege și se aplică în toate Uniunea Europeană, nu la Megidia. Nu este un caz la Megidia. La Tortomanu este același preț, la Castelul, la Silișa, la Poarta Albă sau oriunde în județul Constanța. Domnul Mănescu însă folosește motivul acesta de aliniere a prețurilor la un tarif unic pentru a face, de fapt, o anticampanie împotriva orașului Megidia. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, de fapt, Raja, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea Constanța, va rezolva la Megidia modernizarea stației de depurare, pe care domnul Enescu pentru care n-a făcut nimic, va face rețele de apă și canalizare, va moderniza spuțurile și va moderniza stațiile de pompare. Ce n-a făcut domnul Enescu în timpul mandatului său? A pus la apă la Valea Dacilor într-un mod frauduloas, astfel încât în momentul acesta administrația este într-un proces cu fosta asociație care a preluat bonet, ceea ce nu se va întâmpla acum, pentru că de fapt Raja a preluat într-un mod onest și corect sistemul de apă de la Megidia. Nu a rezolvat niciun fel de canalizări și de apă, în timp ce în timpul mandatului meu am introdus apă la Remus Opreanu, am pus apă și canalizare pe strada Panseluțelor, am pus apă pe strada Tineretului, pe strada Călugăreni, pe strada Ovidiu, pe strada pe nord, în zona platoului. Suntem în acest moment împreună cu Compania Națională de Investiții un program în zona de nord. Ridicarea debitului și presiunii. Domnul Mărescu spune că e proiectul dumnealui. Să ne spună cât le-a adus însu pe proiectul ăsta până azi. Să arate documentul prin care spune, uitați, compania mi-a plătit mie în cont un leu și acel leu eu l-am folosit pentru acest sistem. Dânsul este permanent o persoană care doar face propagandă unui regim care a fost. În timp ce ar trebui să vorbească de pensii, de salarii, de situația idiotă în care ne-a pus pe toți în administrație, ne taie și fondurile pentru cheltuielile materiale, ne taie și fondurile de salarii. Mi-a lăsat o primărie încărcată cu 150 de salariați. Angajat, Pintilia avea 75 de salariați, însă a angajat încă 75 pe cei care au fost în campania electorală a PDL-ului. Îi ținem în continuare în primărie pentru că sunt funcționari publici. Și în momentul acesta are tupeu să vă spună dumneavoastră și tuturor că asta nu e o chestie importantă. În fond sunt salariați, trebuie să-i ținem acolo, dar în același timp guvernul pe care dumnealui reprezintă în teritoriul aici la Megidia taie fondurile pentru salarii și fondurile pentru cheltuieli materiale. Un astfel de personaj are tupeul să apară în fața cetățenilor și să se declare ca fiind cel care face ceva pentru oraș? Eu cred că cetățenii Megidiei s-au lămurit în legătură cu personajul Dimitru Moinescu, cu modul în care dânsul a gestionat orașul ăsta și și-au dat seama cu toții că a fost cea mai mare păcăleală pe care Megidia a primit-o vreodată. Un primar care și-a bătut joc de oraș și care l-a îndatorat. Eu nu vreau să mai revin în seara aceasta, voi urmări emisiunea până la capăt și să știți că sunt complet de modul în care Dumitru Mărescu prezintă lucrurile. Trebuie urmărită, că trebuie să înțeleagă lumea cine e mincinosul. Trebuie urmărită. Da, un moment, pentru că și dumneavoastră a spus să înțeleagă lumea cine este mincinosul. Un fost angajat mincinosul din primărie care a văzut actele spune: domnul Iordache exagerează. Domnul Moinescu a primit bani pentru rampele de gunoi și pentru mașinile de gunoi. Rampele existau în timpul primăverii 2008. Nu le-a primit, banii pentru mașinile de gunoi și rampele de gunoi au venit în 2008, în august. A spus înainte ca dumneavoastră să ajungeți primar. Asta este o dovadă că și domnul Iordache minte. Eu am citit că a spus că este fost angajat al primării. Hai să lămurim lucrurile. Domnul Iordache, ziceți că Moinescu a făcut simple cereri de finanțare. Exact. De ce 2 ani de zile n-ați făcut o simplă cerere de finanțare să luați în euro? Domnul Moinescu, am 19 cereri de finanțare. Și câte-s finanțate, domnule? Câte-s finanțate? Cum? Niciuna. Ați făcut nimic, că dacă le făcea... Domnul Iordache, luați un pahar de apă așa cum iau și eu și ascultați contraargumente. Deci n-ați fost în stare să faceți, așa cum ziceți, o simplă cerere de finanțare. Urmăriți tabelul, domnul Iordache.
Urmăriți tabelul. Îl aveți în dosarul pe care vi l-am predat pe 16 iunie. Urmăriți tabelul. O minciună pusă într-un tabel cu care nu, domnul Iordache, urmăriți că aveți chestia asta în dosarul pe care vi l-am dat pe 16 iunie. Îl aveți pe 16 iunie și l-au și îl văd și cetățenii acum. Domnul Mănescu, prima poziție pe care ați introdus în ultima zi de mandat, crezând că eu o să fiu fraier să semnez asemenea prostie. Deci, reabilitare sisteme municipale existente de colectare și transport deșeuri în municipiul Medgidia. Da, când ați primit banii? 703.000. Unde-s banii ăștia? Unde au fost? În ce zi? Data semnării contractului de finanțare 23.11.2006. Astea sunt mititele, nu le citești de câte 100, de câte 100, de câte 100, de câte 100. Citești-le și pe alea de 100 de mii. Da, le citești și pe asta. Afaceri fără frontiere, programul Fare CBC România, 100.000. Da. Programul Leonardo da Vinci, 31.000. Programul Fare CBC. Și unde găsești cetățenii obiectivul pe care l-ați făcut? Îl găsesc în Medgidia. Nu, spuneți-l unde, că domnul Iordache, respirați, calmați-vă și urmăriți tabelul ăsta pe care l-aveți în dosar. Revin la subiectele importante, nu la de-alea de 100.000 de euro de care n-ați fost în stare. Haideți să le vedem. Reabilitare, atenție. Reabilitare, tramă stradală în municipiul Medgidia, plan operațional regional, axa 2, domeniul de intervenție 2.1, 9 milioane de euro. Data trecerii de etapa a treia, evaluarea tehnică și financiară, 28 mai 2008. Și vede toată lumea, 2008. Mai departe, canalizare, atenție, canalizare, extindere, canalizare, menajere și reabilitare stații de pompare ape uzate, pe Fare 2006, 900.000 de euro, data depunerii cererii de finanțare, 24 aprilie 2008. S-a semnat contractul de finanțare, că cereri de contractul de finanțare e o formalitate, domnul Iordache, că la de-astea te pricepi. L-a semnat contracte făcute de Moinescu și tăiat pagnici. Nu, și hai să ne întoarcem. Hai să ne întoarcem, urmăriți-mă, domnilor. Urmăriți-mă. Hai să ne întoarcem și la ce spune domnul Iordache, că habar n-are cine a făcut proiectul cu CNI din zona de nord. Da. Bani pe proiect, nu pe miloagă, cum vrea domnul Iordache acum, de la CNI în 2008. Uitați-vă aici. Programul pe 2008 al primăriei Medgidia avea alimentare cu apă în localități cu mai mici de 50.000 de locuitori finanțat de CNI, 2.436.000 în faza inițială și după aceea a ajuns la 3.100.000. Și astea sunt prinse în programul de finanțare și în buget, nu l-am aici, dar o să-l aduc data viitoare, au fost prinse în bugetul pe 2008. Și domnul Iordache, dacă vorbiți peste mine, nu vă ajută, că astea sunt documente și le aveți și dumneavoastră în dosarul pe care vi l-am lăsat. Și acum să ne întoarcem.